Se pare că fostul premier și actual președinte al Senatului, Florin Câțu, nu susține plafonarea prețului la combustibil. Acesta atrage atenția că benzineriile s-ar închide și se vor vinde peste hotare. Florin Câțu critică Partidul Social Democrat pentru că dorește să plafoneze prețul la combustibil. După ce spune că avem cam cel mai mic preț de la combustibil din Uniunea Europeană, șeful Senatului se întreabă retoric ce companie ar mai aduce benzină și motorină în România să vândă la un preț mult mai mic decât cel determinat de piață, dacă poate să vândă mai mult, mai scump în alte țări din Uniunea Europeană. Câțu afirmă că o plafonare a prețului la combustibil ar putea duce la o penurie. În acest moment, creșterea prețurilor la pompă este una dintre cele mai mari probleme ale românilor. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că vrea ca prețurile la carburant să fie plafonate, iar companiile să aibă o marjă de profit. Sunt anumite companii prestigioase, legale, corecte, dar printr-o conjunctură cum este pandemia, au avut niște venituri excepționale. Corect, nu ar fi avut acele cifre de afaceri dacă n-ar fi fost pandemia sau dacă n-ar fi fost această criză din energie sau din carburanți, unele bazate pe un preț speculativ din punctul meu de vedere.